Institutul se ocupă cu culegerea, păstrarea, cercetarea și publicarea documentelor referitoare la totalitarismul din România, din toate timpurile istoriei recente și ne-a oferit până acum o mare bogăție de studii și volume structurate în diferite colecții. Este suficient să întâlnim colecția memorii, cu amintirea de participanților sau martorilor la evenimente, colecția documente care conține rolul cercetărilor native românești străine, colecție dicționare, studii, sinteze, biografii, dezbatere, enciclopedii, fiecare cu misiune și conținut specific. Expoziția de la parter este impresionantă, o să vedeți, și reflectă productivitatea zice neobișnuită a Institutului. Se adaugă publicarea revistei Arhivele Totalitarismului și conferințele naționale și internaționale organizate sau patronate de Institut. Toate acestea oferă istoricilor surse neprețuite de documentare pentru structurile lor și servesc memoria noastră națională. Institutul este unic în peisajul cercetării istorice românești prin preocupările și realizări de sale. Trebuie să subliniem interesul pe care s-au bucurat publicațiile Institutului și recunoașterea la lor pe numeroase teme. Despre toate acestea se va vorbi în programul zilei de astăzi. Cercetătorii Institutului legează prin modela lor ca prin cunoașterea și înțelegerea ceea ce s-a petrecut în anii totalitarismului, istoria să nu se mai repete. Memoria trebuie păstrată bine și Institutul își îndeplinește cu succes această misiune. Felicit pe acest tineri pe colaborator și pe dr. Radu Ciuceanu, sufletul Institutului, pentru realizările de până acum și îl urez anul sigur în care să-și continue opera pe care avem acordat de vor. La mulți ani!